dimineața, bun venit sau revenit pe canalul meu. Azi dăm startul unui nou daily vlog de weekend. Și acum am dat seama că am zis neața și la voi probabil nu o să fie neața când intră clipul ăsta, dar whatever. Mergem la veterinar cu Lara ca să îi facă un control după câteva zile de la tratament. Și de asemenea trebuie să-i facem și deparazitarea. La Rufus, din ce știu eu, trebuie să-i facem un vaccin. Și apoi o să mergem până la Leroy Merlin, pentru că aseară am fost și am luat niște paleți și vrem să îi vopsim, pentru că am văzut noi o idee super faină când am fost la târgu de nuți. Iar ținând cont că weekendul acesta sunt florile și este ziua lui Florin și și-o serbează, vrem să amenajăm așa puțin terasa de afară, de care până acum nu ne-am ocupat absolut deloc, nici n-am avut timp și n-a fost vreme neapărat să stăm afară pe ea. Așa că o să vrem să vopsim acei paleți și să-i transformăm într-o măsuță și o să vă arăt cam ce vrem noi să facem și rezultatul final. Deci despre asta cam va fi daily vlogul nostru de weekend, despre amenajarea terasei și organizarea zilei de nume, onomastice. Am plecat acum de la veterinar și mergem la Leroy Merlin să căutăm vopsea pentru paleți și la bebit sigur o să le placă, pentru că la Leroy Merlin poți intra cu căței și data trecută i-am pus în coș, dar cred că azi lăsăm așa pe jos pentru că lui Rufus îi place în coș, dar Lara se agită așa puțin și nu îi place, așa că o să-i ținem în lesă și o să ne plimbăm cu ei prin magazin și să căutăm și ce avem nevoie. Suntem acasă și am urcat aici pe terasă că vreau să vă arăt și vouă cum arată acum și după aia să încep să o pregătesc, să o amenajez. Florin deja s-a apucat să vopsească paleții și mi-am gândit că doar pe unul să-l facem cu albastru, care și era vopsit albastru, că de-aia am și-a luat culoarea, și pe celelalți să îi dăm doar cu un lac, așa să lăsăm culoarea lemnului. Dar întorc camera să vă arăt și vouă în ce stadiu se află terasa noastră în prezent. Cam acesta este stadiul terasei noastre. Perdelele le-am pus aseară, sunt făcute de bunica mea și aici mai rămas ceva material de la perdele care trebuie să strângem. Lemnele astea trebuie să coboare, trebuie să mai strâng toate chestiile de aici, să mătur sau să aspir, să spăl cu mopul și o să vă inserez și o poză ca să vedeți cam cum vreau eu să amenajez aici cu paleții. Și să dăm drumul la treabă și să vedem ce iasă. Bun, v-am sprijinit cumva de ventilatorul acela pentru ca să nu mai duc să-mi aduc trepiedul și să ne punem să strângem toate lucrurile de aici. Vreme eu am fost în casă și am făcut puțin ordine și pe acolo. Florin a adus aici unul dintre paleți și covorașul acesta de exterior pe care îl avem de la Pepco
Și apoi am ieșit și afară și le-am ajutat să care și paletul albastru. Și voiam să vă mai arăt achizițiile mele de ieri. Și anume, aceste seturi cu patru perne pentru exterior de la Teddy. Am dat 50 de lei pe ele, deci ar veni că am 12 lei 50 o pernă. Și credeți-mă că îs la un preț foarte bun față de ce am găsit în alte magazine. De asemenea, am luat tot de la Teddy niște lumânărele din acestea care sunt pe baterii și o să le punem aici pe palet, pe măsuța noastră. Și am luat de la Pepco acest table runner, napron, cred că e în limba română, care o să-l pun deoparte, o să-l pun așa pe mijlocul paletului, pe mijlocul măsuței și cam ăsta o să fie decorul nostru. Arată tare cute. Cumva e o variantă rapidă de aranjare a terasei pentru ziua de mâine. Pe viitor, pentru vara asta, cel mai probabil o să căutăm un mobilier pentru exterior, însă zilele acestea chiar nu am avut timp să ne ocupăm de asta și am vrut să organizăm ceva rapid și să ne încadrăm și într-un buget limitat. Așa că pe palet am dat 25 de lei pe palet. Pe vopsea am dat 38 de lei pe vopsea albastră de astăzi. Acest table runner a fost 16 lei. Lumânările de la Teddy eu le-am luat la ofertă cu 5,50 lei. Așa. Și pernele v-am zis că au fost 50 de lei, 4 perne. Deci, cumva e așa o idee de amenajat un balcon, o terasă, într-un buget, zic eu, destul de accesibil. Acum, da, într-adevăr, covoarele le aveam noi dinainte, însă și dacă mergeți la Pepco și vă luați un covor din acesta de exterior, nu este mai mult de 100 de lei, mai mult ca sigur vă încadrați în bugetul ăsta. Cam așa arată, cu pernele puse, cu fața aceasta de masă și cu lumânărelele. Lumânărelele nu au baterii, trebuie să merg în casă să văd pe unde mai am baterii să duc să le pun. Da, eu zic că arată super cute și o să fie așa o zonă de chill, de relaxare numai bună pentru mâine. Mă gândesc că eventual să renunț la o lumânare și să aduc o vază cu ceva flori să pun. Da, asta o să mai văd eu mâine dimineață. Da, pentru seara asta cam așa o să rămână deocamdată. E duminică, mă vedeți și pe mine în sfârșit, aranjată și numai eu cu hainele de lucru. Și am căutat și am găsit și baterii ca să pun la lumânărele. Și cred că am uitat să vă arăt ieri că noi am prins și niște luminițe aici sus pe tavan care arată foarte fain și întorc camera imediat să vi le arăt și vouă. Astea sunt luminițele și se încarcă de la soare și luminează foarte fain. Aseară s-au aprins și arătau foarte drăguț. Și în continuare, ăsta e decorul nostru. În vreo 10 minute o să plec că trebuie să mai cumpăr apă plată, trebuie să mai iau ceva suc pentru un cocktail și cred că mai avem nevoie de piept de pui. Și cam asta cred că ar fi tot. După aia mă întorc și așteptăm să vină invitații și să sărbătorim. Neața, azi e miercuri, e 1 mai și eu nu m-am auzit cu voi de duminică. Cred că dinainte să merg să mai fac niște cumpărături, dacă mi-amintesc eu bine. Dar între timp nu s-a mai întâmplat nimic interesant, nu prea am mai făcut nimic. Am stat mai mult pe acasă, chestii basic, efectiv. Însă, aseară am plantat un trandafir cu Florin, dar nu am mai filmat că n-am luat cu pus trandafirul, adică am plecat până la Leroy să luăm pământ. După aia am venit acasă, ne-am pus să punem trandafirul și deja se întuneca afară și l-am pus așa pe semi-întuneric și nu am mai mers meu la valiera să deschid, să filmez. Însă vreau să vi le arăt azi, iar planul pentru azi este să facem grătar. Dacă tot este 1 mai, o să mergem la părinții lui Florin și o să facem grătar împreună cu ei.
Iar apoi eu aș vrea să ajung până la IKEA, pentru că am nevoie de o măsuță, un birou în care să-mi pună toate produsele pe care le-am comandat de la Cupio pentru manicură. Și mi-am mai comandat și niște bețișoare de portocal și sticăre de pe Shein și acelea trebuie puse undeva și mi-am dat seama că o să am 10.000 de cutii de depozitare și că nu se arate tocmai fain, așa că m-am gândit să îmi iau o măsuță slash un birou în care să pun produsele și am găsit ceva la IKEA și apare în stoc în Timișoara, așa că aș vrea să merg și până la IKEA pentru că mâine e 2 mai și o să lucrăm atât eu cât și Florin. Iar apoi vin sărbătorile pascale și o să fie închise magazinele. Și atunci prefer să merg azi și mai bine în zilele libere de Paști și așa o să putem să și asamblăm birou și să așez acolo produsele cum consider, nu știu, o să văd. Să văd, dar în principiu asta o să facem astăzi. Vă arăt trandafirul plantat, că e tare drăguț. După aia facem grătare. Mi-am lăsat niște ciuperci pe care vreau să le umplu cu cașcaval. Stai că bate vântul destul de tare astăzi și îmi zboară perdelele. Acesta e trandafirașul planta de noi aseară. Uitați voi ce drăguț e. Așa cu trandafir roz și are mulți boboci chiar. Are mulți, mulți boboci. Sper să se prindă și să meargă bine aici. Aici am mai plantat căpșuni. Așa se pună focusul pe ele. În ghivecele acestea am pus bulbii aceia pe care i-am luat noi acum vreo 2 săptămâni, 3 de la Leroy. Și vedeți că se văd așa că iasă ceva de start de aici. La fel și aici au ieșit. Ceea ce mă bucură că înseamnă că s-au prins și la fel și aici, doar că aici o avem doar pe acesta și acesta micuț. Cel de-al treilea nu a ieșit, deci probabil nu s-a prins. Și stai că suntem la capitolul grădinărit. Am luat eu cam în aceeași perioadă când am luat cei de la Leroy Merlin și niște flori cățărătoare de la Lidl. Și am florit prima. I-am pus așa bățul acesta și uitați-vă ce frumos au cățăroacii, a înflorit. Ieri încă nu era deschisă floarea, azi s-a deschis. Și sunt tare, tare încântată că eu v-am zis că noi în casă nu avem flori, că nu ne rezistă, dar mă bucur că astea de afară se prind și le merge destul de bine. Și a doua floare de la Lidl pe care am luat-o e aceasta, care și ea s-a prins și se cațără, dar văd că încă nu are flori ca cealaltă, dar sunt două specii diferite de flori, nu era aceeași floare, ca să zici că am aceleași așteptări, poate la ea durează mai multicel. Și mai am, stați că mai am. Mai avem aici niște flori care și înfloresc. Aici avem un boboc, mai avem și aici, aici și aici mai e unul micuț. Iar aici mai avem căpșuni. Unele sunt de la Lidl, iar celelalte sunt de la Leroy. Cumpărate. Astea e de la Leroy și cele mai mari de acolo sunt de la Lidl. M-am pus aici la umbră, că altfel mă strâmb toată când vorbesc cu voi din cauza soarelui. Mă duc acum să pregătesc carnea, ciupercile, că v-am zis că am luat ciuperci și cașcaval ca să fac așa ciuperci umplute la grătar. Se aud și clopotele de la biserică, deci este ora 12 fix și ne punem și noi să facem grătarul ca să mâncăm de prânz. Am ajuns aproape la sfârșit cu grătarul și să vă arăt. Aici avem dovlecel și vânătă. Aici este carnea. Să o acoperim să rămână caldă. Aici sunt ciupercile umplute cu cașcaval. Iar aici avem micii. Și
ce vi-l mai amintiți voi pe Jack, că ți-l găsiți o mașină. Da, mama. Și el e happy, care e gelozia pământului, da. Uitați că nu vă pot pătui, care mami astea în mână, da. Am ustensile în mână de gătit, da. Da. Deci ce mare s-a făcut? Ce mare s-a făcut bagabântul ăsta? Da. Bravo. Bravo. Da. Am ajuns la Ikea, acum parcăm și mergem să vedem dacă găsim biroul sau, nu știu, întrebăm personalul, pentru că am verificat stocul online și apare în stoc la Timișoara și de asemenea m-am mutat și de un scaun de birou și acela apare în stoc. Și acum mergem să le căutăm, dacă nu le găsim noi, cel mai probabil o să întrebăm băiată fată de pe raionul cu birouri și să ne ajute să le găsim. Și e foarte goală parcarea, deci probabil e prea aglomerat înăuntru, ceea ce pe mine mă bucură. Am găsit toate produsele de care aveam nevoie. Am luat și extra o perie de toaletă, un încălțător și punguțe. Am plecat de la Ikea, am luat până la urmă doar biroul, care vine din trei componente separate. Deci de-aia inițial nu-l găsisem noi pe sală, pentru că gen era dulăpioarele erau separate și blatul. Iar în ce privește scaunele, m-am decis să nu iau scaunul acela de birou pe care îl văzusem eu inițial, pentru că nu mi se părea confortabil, sinceră să fiu. Nu știu, nu... Se potrivește fizionomiei. Cum zice Florin, nu se potrivește fizionomiei mele. Cumva nici spătarul mi se părea confortabil, nici șezutul. Și atunci am zis că mai bine nu mă grăbesc și mă mai uit puțin de scaune și măcar să iau unul în care să mă simt confortabil când stau, chiar dacă nu este poate culoarea care mi-o doresc eu și așa mai departe. Dar na, până la urmă e mai important să nu mă doară spatele când mă ridic de pe el. Haideți că după ce am plecat de la Ikea m-a întrebat Florin unde vreau să mergem, în speranța că o să zic acasă. Dar i-am zis că vreau la JISC. Pentru că v-am zis că nu mi-au plăcut scaunele de la Ikea și știam că la JISC au scaune de birou și de interior și na, am zis hai să mergem să mă uit și la JISC. Și am mers la JISC-ul de la AM din zona Buziașului și m-am uitat așa puțin la scaune, dar aveau, cred că, 4 modele pentru birou și nu erau din acelea de gaming și nu vreau genul acela de gaming, însă ne-am uitat și la mobilierele de grădină și de exterior și am găsit la secțiunea de outlet un set super drăguț la un preț foarte bun, pentru că masa are un mic defect, una dintre plăci este puțin fisurată, dar nu e ceva grav. Canapelele sunt intacte, pernele sunt incluse, la prețul de 1850 de lei. Și ne-am hotărât să îl achiziționăm. O să ajungă la noi vineri, pentru că l-am luat cu transport, deoarece fiind cel expus care se vindea, trebuia să-l transportăm întreg, nu venea demontat. Și atunci am zis că ne-am fi complicat mult prea mult, ar fi trebuit să facem mai multe drumuri ca să putem căra cu mașina noastră sau să împrumutăm o remorcă și am zis că n-are sens să ne complicăm existența și am optat pentru varianta cu transport la domiciliu, așa că vineri dimineața așteptăm să ne vină setul de exterior. Nu ne-am ales cu scaune, dar ne-am ales cu mobilier de grădină, ceea ce e ok, pentru că de vreo lună de zile tot căutam mobilier pentru grădină, tot testam și în mod normal setul acesta e aproape 4.000 de lei, 3.989 ceva de genul, și eu zic că la 1.850 l-am prins la un preț super bun și abia aștept să vină și să vi-l arăt și vouă. Eu am ajuns acasă, am scos din mașină biroul, pachetele acelea de la Ikea, am băgat și să-i numim în rolsul la congelator pentru că nu o să-l prepar acum.
acum. O să-l prepar peste vreo săptămână, o săptămână și ceva, două, că acum încă mai avem prăjituri de la Florii, urmează Paștele și o să avem prăjituri și de Paște, așa că nu vreau să fac prea mult, să nu se mănânce. Plus că vreau să și caut o rețetă pentru un sirop, pentru că v-am zis că vreau la sfârșit să le însiropez. Data trecută nu le-am însiropat, au fost bune, dar lipsea ceva și dacă le-aș însiropa puțin, cred că ar ieși și mai bune. Că noi luăm unele de la Prospero și ele sunt însiropate și sunt foarte faine. Bun, eu aici să închei videoul pentru că deja e de câteva zile deschis și nu vreau nici să mă lungesc super mult cu el, mai ales că biroul nu cred că o să-l asamblăm în seara asta, cel mai probabil rămâne pe mâine sau poate sâmbătă. Și de aceea zic că n-are rost să mă mai lungesc cu acest vlog. Îl încheiem aici, iar rezultatul după ce facem biroul, după ce-l asamblăm și când vine și mobila de grădină, de exterior, o să vi le arăt vouă în vlogul următor. Eu vă mulțumesc frumos pentru timpul acordat. Dacă vă place ce fac eu aici, nu uitați de un like și un subscribe. De asemenea, vă aștept și în secțiunea de comentarii pentru că îmi face super mare plăcere să vorbesc cu voi. Iar noi ne vedem data viitoare. Bye!